Mugurel Moldovan, în stânga așteaptă Mugurel Buga. Rapidul atacă în forță, interceptează Ogăraru și acum respinge. Paraschiv, încolțit de trei adversari, Dică, posibilitatea de contraatac. Oprița sprintează pe dreapta, așteaptă mingea Cristian Careu. Oprița sprintează, intre Careu, centrare, Bănel Nicoliță, în interiorul Careului, șut Bănel Nicoliță și incredibil, lovitură de teatru în Giulești. Înscrie Steaua prin Bănel Nicoliță. Minutul 4 al meciului, Steaua conduce cu 1-0 în Giulești, gol înscris de Bănel Nicoliță. Fanisteriștii au erupt în momentul în care Nicoliță a trimis mingea în poartă. Este 1-0 pentru formația lui Cosmin Oloroiu. Ce început de meci în Giulești! Ne așteaptă o confruntare teribilă. Rapidul va trebui să joace acum totul pe cartea atacului. Iată reluarea. Ce curs a făcut Oprița! A scos perfect această linge. Toți jucătorii Rapidului erau undeva la marginea careului mic. A avut și timp și de preluare Bănel Nicoliță, care iată înscrie din nou pentru Steaua în deplasare după ce a marcat de două ori la Sevilla. Excelent a gândit Oprița această fază. E adevărat, a avut spațiu suficient, la fel ca și Bănel Nicoliță, timp suficient pentru preluare, șut pe jos. Și din minutul 4 Steaua conduce aici în Giulești cu 1-0. Primul gol primit de Rapid în cupele europene în această ediție. N-au marcat aici Feyenoord, Hamburg, Hertha, Rennes și alte echipe importante. Steaua a dat lovitură.